Un subiect intens dezbătut în municipiul Câmpina revine în actualitate după 3 ani, înființarea unui parc industrial. Noi nu avem un teren disponibil în suprafață suficientă, de minim 5 hectare, al primăriei pentru a înființa un parc industrial. Și atunci ne-am îndreptat către alți proprietari de terenuri din Câmpina. Ne-am gândit în prima fază la posibilitatea legală de a obține un teren de la o societate comercială care să aibă datorii mari la stat și în contul datoriilor să poată să cedeze un teren pe care statul legal, așa cum spuneam, poate să ni-l transfere gratuit pentru înființarea unui parc industrial. Acest lucru este, cred, început și într-un stadiu avansat chiar, în Breaza. Nu am găsit societăți comerciale cu datorii mari la stat, astfel încât terenul să poată fi preluat. Când nimeni nu mai credea că acest lucru este posibil, edilul șef a primit o veste bună. Făcând discuții din nou cu câțiva patroni din Câmpina, am constatat cu mirare că există totuși posibilitatea înființării unui parc industrial în Câmpina, prin asociere cu o societate comercială. Nu o să dau numele societăților în acest moment. Sunt 2 societăți comerciale care au teren suficient astfel încât să poată să aloce 5 hectare de teren minim, unul cu clădire, altul fără clădiri, că clădirile și ele pot fi utilizate pentru viitoarele societăți comerciale care vor prelua un teren, un parc industrial, și trebuie să vedem cum finalizăm aceste discuții. Rămâne de văzut care dintre terenurile celor 2 societăți este mai potrivit pentru înființarea parcului industrial și în ce condiții se poate realiza proiectul.